Harul este o stare în care nu e permanentă. De multe ori ai momente pline de har și de bucurie. Dar și la sfinții, cei mai cuvioși, și martirii și toți, au momentele acestea în care se simt că parcă l-a părăsit Dumnezeu. Parcă l-a părăsit harul. Se simte gol, se simte pustiu, se simte nepuncitor, se simte nevrednic. Asta înseamnă că e o părere foarte importantă. Dar nu așa trebuie să luptăm împotriva pustiului. Să luptăm împotriva golurilor de credință. Să luptăm împotriva necredinței. Că nu pentru păcate vei fi pedepsit, ci pentru că ai făcut ce ai făcut. Necredința și nepăsarea ta nu ți-ai corectat. La rugăciunea apostolului, care zice, rugați-vă neîncetat, scrie apostolul Pavel către tesaloniceni și completează apostolul Pavel, rugați-vă neîncetat, pururea vă bucurați. Bucuria este legată de rugăciune. Un om care nu se roagă nu poate să vrâncească să aibă bucurie în viață. Un om care nu se roagă este un om nenorocit. Nu are niciodată bucurie în viață. Dar chiar dacă un om la birou, în locul lui de muncă sfântă, sfințește locul lui de muncă, nu că trebuie să faci o cruce să te vadă toți colegii și toți vecinii că am făcut cruce când am trecut pe lângă biserică, nu. Și în gândul tău să te cobori când începi cel mai important porunca lui Dumnezeu, adică când începi să-ți faci datoria, să începi să-ți faci datoria închinând printr-o sfântă și dumnezească cruce, printr-un gând la Dumnezeu.